Mă aflu la Foișorul Roșu și am plecat din Herculane ca să ajung aici. Iată aici, arată un panou unde putem să plecăm mai departe pe Triunghi Roșu la Poiana cu Peri, zice că 50 de minute, dar precis faceți mult mai mult. Ce perspectivă mai avem de aici, o să vedem imediat. De aici puteți să urcați spre Poiana cu Peri. Aici suntem spre Foișor. Iar aici avem indicator, unde zice vârful Ciorici 20 de minute, peștera cu Abur 30 de minute, grota Haiducilor 2 ore și hotel Roma 2 ore și 10 minute. Bineînțeles că aceste ore nu prea se potrivesc cu noi, fiecare în parte. Unul merge mai repede, altul merge mai ușor. Și atât urcăm ușor spre Foișor. Foișorul Roșu. Aici avem un panou. Așa. Iar acesta este Foișorul. Aici avem frumos o stâncă cu un brad frumos. Uitați cum se vede în jos. Acum să intrăm în Foișor. Perspectiva este minunată. Nu știu dacă camera captează exact, aproape de adevăr, imaginile, peisajul. Super. Aici puțin copaci ne ia din perspectivă, liliacul aici și el este prezent. Aici vedem ca din cer frumos peisajul. Foarte frumoasă și această stâncă și pomii de sus. Foarte frumoși. Coroane frumoase la copac. Foișorul Elisabeta, în paranteză Foișorul Roșu. Acesta este. Dacă nu sunteți abonați la canal, puteți să o faceți acum. Și puteți viziona multe alte filmări, drumeții, munte, mare, filmulețe de relaxare pe canalul Mama Natură. Eu sunt Costi, gazda dumneavoastră. Ei, și acum, dragilor, ar trebui să mă bucur de o bere. De aici aș putea să urc mai sus în, la vârful Elisabeta, dar nu o să mai merg, o să cobor înapoi jos în Herculane. Ca să ajungeți aici, puteți să porniți jos de la izvorul Diana 3. De acolo am pornit. Practic, unde întoarce microbuzul, cam pe acolo este... Începe să urcați. O să dați prima dată de Foișorul Galben. Puteți să urcați și de la Hotel Roman aici. Depinde, sunt mai multe variante. Eu am urcat de la izvor Diana 3 și prima dată am dat de Foișorul Galben, apoi de Foișorul Ciorici
am mers la grota cu aburi și de la grota cu aburi am venit aici. Traseul este așa, mediu, nu știu cum să spun, depinde de fiecare în parte, de capacitățile fizice, de experiența pe care o are pe munte. N-are cum să fie la fel pentru toată lumea, fiecare în felul lui cum poate. Așa, o să vă arăt, acum o să merg în jos înapoi și o să filmez la foișorul Ciorici. Spre final o să filmez și la foișorul Galben. Deci, stați aproape și intrați pe filmulețele făcute de mine aici, pe drumeții, la munte, la mare. Ce ziceți de asta? Nu fac reclamă în Ursus. Am vrut să savurez și o bere asta cu voi, cu prietenașii mei de pe canalul Mama Natură. Deci din Foișorul Roșu, unde am ajuns din Băile Herculane până aici. Ce vreau să vă spun, nu prea indicat să bei bere, că pe la coborâre puțin amețit, Doamne ferește să mă alunecăm în jos, nu? Dar am zis, hai să dăm noroc. Să stau un pic așa cu voi la o bere, nu? Că, na, apropo, pe traseu m-am întâlnit cu un băiat care deja știa de canalul meu de YouTube, Mama Natura. Dacă... Ia uitați, fiți atenți! Ia uitați! Ați văzut-o? Nu știu dacă ați apucat. Nu știu dacă ați apucat să o vedeți. O mică ligoană, zici că sunt la Survivor. Mi-am pus... Mi-am dat Adidas și jos să-mi... relaxez puțin piciorul și leda de urcat. Uita și rucsac, uita și toate la... Tricolul meu la uscat, geaca la uscat. Furnici, uitați și un bețișor care doar un bețișor am. Dar va trebui să mai îmi cumpăr... Încă un bețișor. Nu știu dacă se vede frumos așa în spate când vorbesc cu voi. Hai să bem o bere și când nu fii mai rău, așa să ne fie. Stați aproape, dați share la filmările mele și o să aveți parte vara aceasta de foarte multe surprize din partea mea, pentru că mi-am propus să călătoresc foarte mult, în special în România, pentru că și așa, în străinătate, cine dracu mai este să facă teste de rahat, de COVID și de prostii și vaccin, pentru ce vaccin? Nu știu pentru ce, eu nu sunt de acord cu vaccinul, fiecare face ce vrea. Sper să nu ne oblige, să ne-l bage, să fie obligat, pentru că mi se par normal, fiecare trebuie să aleagă pentru sănătatea lui și pentru viața lui, nu? Nu să fie obligat de altcineva. Cine vrea să-l facă. Uitați, eu mă imunizez aici, nu? În munte, în drumeții. Vă pup, rămâneți aproape, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dați și share. Dați și share, e păcat să nu vedem, să nu cunoaștem România. E atât de frumoasă și atât de complexă din punct de vedere turistic. Cred că dacă ar fi avut alte țări puternice, locurile astea ar fi fost pline de turiști și din punct de vedere al hotelurilor foarte bine organizate și nu mai vreau să zic nimic.